Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă emisiune de educație financiară realizată de Europa FM în parteneria cu BCR, o emisiune despre economisire inteligentă, despre investiții și, în general, despre modul în care fiecare dintre noi poate face față provocărilor specifice acestei perioade prin care omenirea trece. Alături de mine se află doamna Laura Hexan de la Becerea Capital Markets, iar azi vom vorbi despre administrarea riscului și totodată despre ceea ce înseamnă investiția responsabilă. Așa cum am discutat și emisiunea trecută, există plasamente cu risc de volatilitate mai mare, așa cum ar fi cele în acțiuni, sau investiții cu risc ceva mai mic sau chiar cu risc zero, cum sunt considerate cele în titluri de stat. Bună ziua, Laura. Bine Bun ai venit ziua. la emisiune. În prim, prima întrebare este legată de modul în care îți alegi începutul de drum în investiții. Adică, care ar trebui să fie primul pas și cum administrezi volatilitatea capitalului investit? Dacă ești la început de drum, la fel ca în orice, primul pas este cel mai greu. Este greu pentru că intrăm într-un necunoscut și corpul nostru reacționează destul de de, încearcă să se protejeze atunci când are de-a face cu lucruri noi. Cu toate astea, a fi investitor este un statut pe care ni-l dorim, tocmai pentru că studiile arată că atâta timp cât investești, continui să investești, iar dacă la un moment dat ieși din investiția făcută, revii la acel statut. Faci asta pentru că fiind investitor îți aduce beneficii și nu vrei să renunți la cele beneficii. Acum, pentru că este primul pas, pentru cel care se gândește să intre în lumea investițiilor, volatilitatea instrumentului pe care vrea să-l cumpere este importantă. Ce auzim cel mai, cel mai des din gura acestor investitori este că doresc să facă brandamente, dar fără să-și asume un risc al capitalului. Ca tare industria a venit în întâmplarea lor, avem acum un produs modern și inovator care vine să răspundă exact la acea întrebare sau la acea dorință supremă a persoanei aflate la început de drum. Acest produs în BCR se numește obligațiunea structurată. Ce este obligațiunea structurată și cum funcționează? Obligațiunea structurată combină instrumente tradiționale cum ar fi obligațiunea, cu instrumente moderne, complexe, care într-un alt, altă circunstanță ar fi destul de greu de accesat pentru investitorul de retail. Le combină pentru a crea acest produs destinat către clientul conservator sau cel care se gândește să facă acest prim pas spre investiții. Deci avantajele ei care ar fi? Aș spune că are două avantaje esențiale. Unul este exact acesta de a te expune și de a, de a te răsplăti cu randamentele pieței de capital, în timp ce îți garantează capitalul investit. Capitalul investit este garantat de către emitent la maturitatea instrumentului, deci dacă ții instrumentul până la perioada de expirare. Emitentul îți garantează investiția și, din punctul ăsta de vedere, seamănă cu titlurile de stat. Produsul seamănă totodată cu un depozit, pentru că, la scadență, emitentul îți garantează o dobândă care se numește aici cupon. Emitentul fiind, de regulă, o companie. Da, emitentul fiind, de regulă, o companie, în cazul acesta, este. Okay. Spre deosebire de instrumentele. Tradiționale, această obligațiune structurată urmărește performanța unui portofoliu diversificat de instrumente financiare. Iar la maturitate îți plătește, pe lângă cuponul garantat, și performanța pozitivă a acestui portofoliu diversificat. Ca atare, a zice că combină doar avantajele anumitor scenarii de investire. Dar cireașa de pe torta acestui produs și a spune al doilea avantaj mare este că te expune la evoluția unuia dintre cele mai în vogă trenduri la nivel global, trendul de ESG, investițiile responsabile. Asta pentru că portofoliul diversificat ajunge să investească în acțiuni și obligațiuni ale unor companii care sunt preocupate și se implică în protejarea mediului, în adoptarea și folosirea unor practici sociale și guvernamentale de elită. Astfel, prin investiția făcută, ajuți să răspândești un comportament responsabil față de natură și față de semenii tăi. Deci, să recapitulăm. Atunci când cumpăr o obligațiune structurată, ea este emisă de este, care îmi garantează uh, un anume randament, da? Cuponul. Un cupon la care se, se mai poate adăuga sau nu, înțeleg? Da. Uh, un randament suplimentar uh, rezultat din plasarea diversificată a banilor de către este. Am înțeles? Da, bine? Așa este. Uh, ziceai, uh, un uh, randament. Uh, un randament în plus care se poate concretiza dacă portofoliul diversificat are randamente pozitive. Și dacă are negative? Dacă are randamente negative, rămâi cu dobânda garantată. Ok. Acum hai să facem un pas mai departe și să înțelegem cum ai poziționa o investiție în obligațiuni structurate în totalul portofoliului. Deci din câți bani vreau să investesc, cam câți ar trebui să meargă în obligațiuni structurate? Uh -huh. um, obligațiunea la bază este un produs complex, dar care vine să soluționeze o problemă generală a tuturor portofoliilor de investiție, și anume stabilitatea. Într-o formă sau alta, cu toți avem nevoie de stabilitate. Ca atare, produsul se pretează tuturor portofoliilor investiționale. Dar cu cât ești mai advers la risc, cu atât ponderea acestui produs în portofoliul tău poate să fie mai mare. Cu cât apetitul tău la risc este mai ridicat, ponderea produsului poate să fie mai mică. Adică dacă ți-e frică să nu pierzi banii, iei mai multe obligațiuni structurate. Exact. Iar dacă ești mai doritor așa să câștigi mai mulți bani, reduci practic cantitatea sau ponderea obligațiunilor structurate din totalul banilor pe care îi investești. Hai să vorbim exact. puțin și despre dezavantaje, că ceva îmi spune că nu există nimic doar cu avantaje în lumea asta. Nu știu dacă le-aș numi dezavantaje, dar categoric sunt niște caracteristici de care ar trebui să ținem cont. Capitalul ne este garantat de către emitent, ca atare bonitatea emitentului devine foarte importantă. Iar din acest punct de vedere, RSA are o bonitate superioară. Capitalul trebuie să nu uităm că este garantat la maturitate. Ca atare, dacă decidem să dezinvestim, în funcție de contextul din piață, s-ar putea să recuperăm mai mulți bani decât investiția făcută sau mai puțin. Cu toate că cerința asta de a rămâne investi pe tot parcursul vieții produsului poate să pară un dezavantaj, a zice în continuare că nu este, pentru că vine în linie cu ce ne învață istoria. Dacă investești și rămâi investit, pe termen lung ai de câștigat. Deci obligațiunile structurate au un termen, ca toate obligațiunile. Da, exact ca obligațiune, ele sunt emise pe 3, 5 sau 7 ani. Cu cât maturitatea este mai multă, mai lungă, cu atât potențialul suplimentar de randament crește. Dar cel garantat? cel garantat e diferit și de la un termen la altul pentru obligațiune? Da, poate să fie diferit de la un termen la altul. Spre deosebire de piața din Vest, piața din România încă ne permite să emitem astfel de produse cu o dobândă garantată la finalul produsului. Colegii noștri din Vest nu mai reușesc să facă acest lucru, deci clientul are cel mult capitalul investit. Și asta datorită diferențelor de Dobândă, care se practică pe fiecare uh, piață. Bun. Uh, aceste obligațiuni pot fi tranzacționate sau nu? Ele sunt uh, tranzacționate ca fiecare instrument financiar. Uh, sunt un instrument financiar lichid. Tocmai pentru asta uh, ai posibilitatea să ieși de pe produs pe parcursul vieții acestui produs, deși nu recomandăm. Dar câștigi doar diferența dintre câți bani ai dat și cotația de la momentul la care ieși. Exact. Da? Deci pierzi, practic, exact. partea de câștig garantată pe care ți o asigură emitentul, Erste, în cazul nostru, uh -huh. în momentul în care exact. uh, intri. Uh, celălalt dezavantaj la care te-ai referit se referă la bonitatea uh, emitentului, adică a Erste. Da. Altfel spus, dacă emitentul nu mai poate plăti, atunci, în mod evident, nu. Uh, mai câștigi banii respectivi, aceasta fiind diferența, de fapt, dintre un titlu de stat și o obligațiune corporativă emisă de o corporație, cum exact, îi spune și numele. Exact. Doar că în vremurile noastre, companiile ajung să aibă o bonitate la fel de bună de multe ori cu statele. Și atunci... Deși ne place să vedem titlurile de stat ca fiind cele mai uh, sigure investiții, ajung ca și obligațiunile emise de anumite corporații să fie în aceeași marjă de siguranță? De fapt, asta e o oarecum o, o legendă. În zilele noastre am văzut state dând faliment și nemai putând să-și să plătească datoriile. Exact. Se spune, sau mai bine zis, legenda spune că statul nu dă niciodată faliment, nu dă faliment pentru că poate emite bani. Exact. Adică poate umfla foarte mult uh, uh, valoarea banilor de așa manieră încât să-și acopere datoriile, dar, bineînțeles, la o altă valoare a banilor. Ăsta este însă un subiect pentru săptămâna viitoare, când vă promit, doamnelor și domnilor, că vom vorbi despre inflație, deja este un hot topic, un subiect la ordinea zilei în momentul de față. Deci e timpul să vorbim și despre devalorizarea banilor după tot ce s-a întâmplat în această perioadă de pandemie în care s-au emis foarte mulți bani, nu numai la noi, ci peste tot în lume, banii au început să piardă din valoare, iar prețurile să crească. Mulțumesc foarte mult, Laura! Mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, ne auzim peste o săptămână! De vorbă cu experții despre viitorul tău financiar. Un proiect Europa FM susținut de BCR. Alege să-ți construiești planul potrivit pentru visurile tale. Alege Capital Plan de la BCR. Investești lunar pentru un obiectiv pe termen lung, puțin câte puțin. Investești inteligent în viitorul tău. Află mai multe pe bcr.ro